Bun găsit, dragi prieteni! Iată-ne într-o nouă duminică. Sper că v-a fost dor de noi. Am revenit cu toate forțele la Magazin Folcloric. Și vă aducem numai și numai căldură și voie bună de pe plai. Moldovenesc! Iată-ne ajuns în județul Iași. Aici, unde vom poposi o vreme, vom sta o vreme, pentru că avem atâtea lucruri frumoase să vă arătăm de nici nu vă dați seama. Știi vorba aia, trandafir de la Moldova, te-aș iubi, dar nu știu vorba. Învățăm. Ei, ca să ne știți vorba, o învățați alături de noi, pentru că începe misiunea Magazin Folcloric. Tânsancă și îndrăgostită de tradiții, după cum ea însăși se caracterizează, invitata noastră, învățătoare și psiholog în Iași, a fost cea care a înțeles că poveștile despre satul în care se născuse sunt cele care îl pot, de fapt, salva. Așa a început călătoria sa înapoi, spre rădăcini. Cu răbdare și perseverență a reușit să convingă și comunitatea să-i fie aproape, iar astăzi este cea care se poate mândri cu un proiect foarte frumos numit Tansa, loc de poveste. O avem alături de noi pe Oana Albu. Ne bucurăm că ați fost de acord să fiți în cadrul emisiunii Magazin Folcloric. Eu mulțumesc pentru invitație și pentru că ați rezonat cu ceea ce ne-am propus noi să transmitem de fapt și să realizăm prin acest proiect. Da, într-adevăr un proiect frumos, Tansa loc de poveste, care a luat naștere acum 5 ani la inițiativa unei eleve de-a noastră de la Școala Paradis, care și-a dorit cumva să reanimăm povestea unui sat. Și ce sat puteam să alegem decât Tansa, loc de poveste pentru mine și satul meu natal? Dar asta și pentru că îi cunoșteam poveștile și știam că putem să avem aici foarte multe elemente pe care le putem readuce la viață. Ați spus așa, se spune că un om dispare definitiv din memoria colectivă atunci când nu mai are cine povesti despre el. La fel, un loc moare atunci când nu mai are cine îi spune poveștile. Sau când nu mai are cine să le descopere, să le scuture de praf și să le redea lumii. Dar satul e mai mult decât un loc, pentru că satul are suflet. În sufletul satului este capacitatea de a se prezerva în stare latentă, reconstruindu-și vitalitatea din energia schimbului de generații. Și câteodată are chiar norocul câte unui om providențial care se întoarce acasă. Putem să spunem că v-ați întors în satul Tansa și ați făcut în așa fel încât satul să fie pus pe harta turistică și culturală a județului Iași. Da, într-adevăr, cu ajutorul elevilor de la Școala Paradis, de la Școala Tansa, cu ajutorul profesorilor inimoși care au îndrăgit acest proiect de la Școala Paradis și de la Școala Tansa, cu ajutorul celor care s-au alăturat în anumite momente ale proiectului, poate din staful administrativ, poate de la alte instituții, poate tânsănii care au donat foarte multe obiecte. Dar astăzi m-aș opri să povestesc despre o familie extraordinară de aici, din Tansa, o familie care a îmbrățișat prima dată acest proiect și anume este vorba de doamna și domnul Dascălu, domnul învățător Aurel Dascălu și doamna Maricica Dascălu, oameni care au avut sufletul deschis către educație, care sunt norocoși să aibă o bijuterie tradițională, o casă tradițională. Adică locul în care noi ne aflăm acum. Adică locul în care ne aflăm acum. Loc care este parte din obiectivele pe care vi le-ați propus în cadrul acestui proiect, dar până la obiective, aș vrea să vă întreb, cum era satul Tansa în copilăria dumneavoastră? Oh, satul Tansa era, nu întâmplător am spus Tansa loc de poveste, pentru că Tansa pentru mine era un izvor permanent de povești adevărate de viață, cu supereroi fiind profesorii de la școală, oameni absolut extraordinari care au crescut generații întregi și care au zburat pe toate tărâmurile lumii, făcând lucruri extraordinare mai departe, dar de fiecare dată vibrându-le sufletul aici și în momentul în care aud de Tansa. Am să vă povestesc cum, de exemplu, grădinița
care este aici aproape, era un adevărat tărâm din paradis în care zburam cu liana de pe un mal pe altul al Gârlei, cum urcam și învățam, de exemplu, poveștile din Ion Creangă și ne urcam prin copacii din curtea școlii și, bineînțeles, foarte multe locuri minunate pe care le exploram împreună cu colegii din, și prietenii din copilărie, dar de fiecare dată ghidați de adulți, inteligenți și, bineînțeles, iubitori de oameni. Ce s-a schimbat la satul Tansa între timp, până să începeți să-l revitalizați? O întrebare sensibilă. În primul rând, cred că meșterii satului au fost pierderea cea mai mare. Bineînțeles, îmi plânge sufletul după anumiți profesori care sunt atât de dragi și care nu mai au cum să fie decât o parte dintre ei în școală. S-au mai schimbat și alte aspecte, dar acum aș vrea să mă gândesc exact la partea de meșteșuguri, pentru că eu am plecat mândră de aici, că sunt în Sancă, pentru că Tans a fost unul dintre cele mai importante centre meșteșugărești din Moldova și, bineînțeles, am avut ocazia să cunosc puțin cei drept dintre meșterii care creiau acele lucruri excepționale. Poate asta a fost cea mai mare pierdere. În momentul în care mergeam și mă întâlneam cu oameni din domeniul culturii și de fiecare dată rezonau la numele acesta de Tansa și spuneau, wow, Tansa, un centru extraordinar de olăriți. Și eu știam că în sat la noi nu mai sunt olari care să ducă arta mai departe sau tot felul de alți meșteșugari care, datorită vârstei, datorită contextului social în care produsele lor nu mai erau cerute pe piață, au dispărut. Dar iată, în proiectul Tansa Loc de Poveste, inițiat alături de elevii de la, și cadre didactice de la Școala Paradis din Iași, ați cooptat și școala și primăria din localitatea natală. Aș vrea să vă întreb care au fost obiectivele dumneavoastră atunci când ați pornit acest proiect. Ce v-ați dorit să faceți? Când am plecat la drum, ne doream să facem un muzeu tradițional în care să adunăm obiecte din sat și să le putem păstra pentru a le prezenta noilor generații și am o mare satisfacție astăzi când venim cu copiii în vizită la muzeul Tansa și vedem că ei nu recunosc niciunul aproape dintre obiecte și atunci spunem, wow, cât de important este ceea ce am făcut acolo. Deci muzeul s-a realizat. Muzeul s-a realizat. Bun. Al doilea obiectiv a fost să reușim să prindem în proiectul nostru pe familia Dascălu și să știam că au această casă tradițională cu o poveste atât de frumoasă. 6 generații de învățători au trecut pe aici, probabil la o masă așa cum stăm noi astăzi. A stat și Mihai Eminescu în călătoriile lui și în inspecțiile lui regionale, pentru că ne aflăm aproape de școala veche, locul în care a fost școala veche din Tansa și dacă aici era o familie de învățători cu siguranță, cum e românul adevărat, da, și primitor, a fost primit aici la masă și, bineînțeles, povestea acestor oameni extraordinari care au promovat toată viața lor arta și cultura. Și zic eu că și acest obiectiv l-am realizat, pentru că, iată, astăzi aveți ocazia să vizitați această casă tradițională și în care aveți ocazia să descoperiți colecții unicat, colecții deosebite pe care le-au adunat în câteva generații acești oameni frumoși, oameni lumină care dau mai departe lumina tradițională și prin ei, iată, astăzi ne putem bucura de ceea ce este aici. Un alt obiectiv și cred că a fost cel mai delicat era acela de a forma un olar care să ducă tradiția olăritului mai departe. Și aici ne-a fost greu, pentru că, în primul rând, mai este un olar în viață, dar, din păcate, problemele de sănătate nu-i permit să dea mai departe acest meșteșug. În primul rând că nu aveam de la cine să învățăm. Deci stați așa să mă lămuresc. Satul Tansa, din centru cultural meșteșugăresc, în ceea ce privește olăritul, a rămas fără olar. Da. Și ați vrut dumneavoastră să revitalizați acest meșteșug. Da. Și ați reușit?
Am reușit, pentru că cred că ne-a vegheat cineva de sus, așa, probabil strămoșii noștri ne-au ajutat și a apărut în calea noastră Rodica Mocanu și astăzi, iată, avem un artist popular, olar, Rodica Mocanu, care duce tradiția mai departe, care realizează ateliere de olărit cu copiii și inițiază atât cât poate în arta olăritului. Deci iată, ați reușit să reînviați tradiția meșteșugului olăritului în Tansa. Da. Vă felicităm. Mulțumesc din toată inima. Felicitările le împart, așa cum am spus, cu toți colegii mei și copiii care au fost implicați. Au mai fost implicați în proiect și cei de la organizația Mușatinii din Roman, care au venit cu copiii și s-au alăturat proiectului nostru și au pus umărul. Dar eu am înțeles de la dumneavoastră că au fost câteva obiective la care nu v-ați așteptat și care s-au împlinit. Care ar fi acestea? Așa este. În primul an, în momentul în care am promovat proiectul nostru și, bineînțeles, am început să muncim în acest sens și să realizăm ceea ce ne-am propus, tânsănii erau cam dezamăgiți așa de ceea ce mai aveau pe lângă casă și nu prețuiau atât de mult obiectele, o parte dintre ei, evident. Și s-a creat așa un curent după activarea proiectului nostru în care unii au preferat să doneze obiectele muzeului, iar alții au preferat să le țină în casă, să reactiveze conceptul de odaia de curat, camera de curat, în care regăsești câte un colț muzeal cu obiectele tradiționale. Și cred că acesta a fost iar un obiectiv pe care nu ni l-am dorit, dar s-a întâmplat și mi se pare un lucru absolut fabulos. Iată, este un lucru foarte bun pentru că sunt zone în țara noastră care poate nu au pus atât de mult accent pe păstrarea obiectelor vechi, tradiționale, obiectelor culturii și artelor tradiționale. Iar faptul că fiecare acum are un colțișor în casă, mă rog, cei care au dorit să și le păstreze, este un lucru de lăudat. Așadar, noi vă felicităm, dar vreau să vă întreb cum au reacționat oamenii la început, când v-ați apucat să strângeți obiecte și cum reacționează acum când le văd acolo în muzeu. La început, oamenii au fost neîncrezători. Păreau niște obiective rupte de realitate și nu ne-a fost ușor. În schimb, toată lumea, din politețe, spunea, wow, un lucru extraordinar. Și poate asta era ceea ce ne mai activa un pic fărâma aceea de speranță. În scurt timp, oamenii au conștientizat și au început să aibă încredere în proiectul acesta, au văzut că lucrurile se întâmplă, au văzut că acești tineri care vin aici de la oraș, până la urmă pot să pună mâna și pe un țol să-l scuture, pot să pună mâna și pe o scândură și să bată o dușumea să o repare și, bineînțeles, alte activități cu care, într-adevăr, nu eram familiarizați. Și acum cred că fiecare tânsan este mândru de locul în care este, este mândru de faptul că în Tansa avem câteva obiective care pot fi într-adevăr prinse în circuitul turistic și pot duce tradiția mai departe. Vis-a-vis de muzeul etnografic pe care l-ați făcut, cine v-a ajutat să așezați exponatele așa cum trebuie? Foarte bună întrebare. În momentul în care, să știți, muzeul s-a realizat în 3 zile, exact ca în povești. Așa, în prima zi au fost reparațiile, în a doua zi așteptam și aveau loc finisajele și în a treia zi trebuiau să așeze neapărat lucrurile. Și bineînțeles ne-am trezit în momentul în care, evident, e o experiență nouă și aceea de a crea conceptul unui muzeu. Cum le așezi, unde le așezi. Dar aici mi-a fost mare bucuria să am alături profesori educați, profesori care au deschis ușile muzeelor și care în scurt timp au spus, am făcut lucruri de echipă și am gândit imediat unde ce putem să amenajăm și unde putem să punem. Și în felul acesta, de fapt, a fost o modalitate extraordinară ca această experiență a profesorilor, educația lor să se ducă la nivelul copiilor, la nivelul generației tinere, într-o modalitate atât de atractivă, atât de plăcută. Despre casa în care ne aflăm acum, vreau să ne spuneți cum ați aflat de casa aceasta, prin ce procede a trecut ca să ajungă la stadiul în care se află acum.
Oh, de casă am aflat de mai mulți ani de la domnul învățător Aurel Dascălu, în poveștile lui despre tansa. Vă dați seama, noi fiind din același sat, de câte ori ne întâlneam, povesteam cu drag despre satul natal. Și, bineînțeles, și din vizitele directe aici, pentru că domnul învățător, fiind și pictor, noi veneam aici, el organiza ateliere cu copiii și eram într-un parteneriat așa indirect și foarte frumos, permanent. Știam, nu știu să spun de câți ani, dar știam de mulți ani de casa aceasta și mi-era foarte dragă, pentru că, într-adevăr, corespunde elementelor tradiționale autentice, pentru că majoritatea tânsănilor au făcut diverse modificări moderne la case și nu prea mai găsești atât de ușor o casă tradițională 100%. Iar aici, această casă chiar este tradițională 100%. Și ne bucurăm și noi să o vedem, să-i descoperim frumusețea, iar eu cred că o să o descoperim mai în profunzime, alături de proprietar, să spunem așa, da, pentru că ne va fi alături și ne va povesti. Aș vrea să vă întreb dacă s-au implicat și ceilalți profesori de la școala la care predați, de la școala din Tansa. Cum au primit ei ideea dumneavoastră? Colegii mei de la școala Paradis au fost cei care au reacționat rapid cu un da mare cât roata carului. Au spus: Oana, mi se pare un proiect extraordinar, mai ales faptul că a venit la inițiativa unui copil. Ne-a bucurat enorm lucrul acesta și a fost foarte ușor să ne prindem împreună și să facem un lucru care este dincolo de noi. Un lucru care are o misiune înaltă în timp și aceea de a lăsa din generație în generație tradițiile. Mai mult decât atât, noi obiectivul acesta oricum îl avem permanent la Școala Paradis. Noi avem permanent la Crăciun, la Paști, în anumite sărbători importante ale poporului nostru, avem tot felul de proiecte și activități care se întâmplă în școală. Deci, ceea ce s-a întâmplat aici a fost cumva o continuitate firească a ceea ce ne străduiam oricum să realizăm în școală. Apoi s-au alăturat cei de la Școala Tansa, poate și ei la început un pic neîncrezători, dar cumva cu dorința clară de a realiza aceste obiective care erau mărețe pentru oricare dintre ei. Așa este. De la tot ceea ce v-ați propus, ați ajuns și am înțeles că se organizează și tabere de vară, tabere de creație, tabere de voluntariat pentru copii aici. Da. Încă, vedeți, încă un obiectiv pe care ni l-am atins prin acest proiect este tocmai să ducem noua generație aproape de satul românesc, să-i simtă pulsația acolo la firul ierbii, să-i simtă bucuria aceea în care stai noaptea până târziu, te bucuri de cântatul greierilor și de porumbul făcut în jar sau alte elemente care fac parte din viața satului. Și asta a fost minunat. Avem 4 ediții ale școlii de voluntariat Tansa, 4 ediții în care tinerii aceștia au muncit enorm, s-au implicat cot la cot cu noi profesorii și am realizat niște lucruri care merg dincolo de noi. Tinerii aceștia care s-au îndrăgostit de elementele tradiționale și ei la rândul lor vor duce mai departe. Vedeți, cum să vă spun, nu poți să vorbești despre o religie dacă nu ești trăitor. Da? Așa e și aici. Nu poți să vorbești despre tradiții dacă nu trăiești tradițiile. Dacă nu joci ursul, nu joci capra, nu joci alte jocuri tradiționale românești, n-are cum să-ți sară inima în momentul în care auzi aceste lucruri că se întâmplă, dar în momentul în care tu ai jucat ursul și știi și ai trăit jocul acesta, nu se poate să nu-l dai cu drag mai departe generațiilor tinere. Așa este, iar eu vă pot spune că înainte de a realiza acest interviu, noi am vorbit cu câțiva dintre tinerii care au fost alături de doamna profesor, de doamna învățător și ei au spus că le-a plăcut foarte mult faptul că s-au împrietenit cu alți tineri. Au și acum, mi-au spus chiar una dintre fete, mi-a spus: eu și acum am prieteni de la tabăra, de la prima tabără. Iar acest lucru este un lucru important pentru că, iată, pe lângă faptul că învață tradiție, învață cultură românească, se leagă și frumoase prietenii. Sigur. Cred că încă o valoare tradițională este a face lucruri împreună.
șezătoarea românească și modalitatea prin care strămoșii noștri făceau lucruri împreună, mi se pare o lecție extraordinară pentru fiecare dintre noi. Și mai ales dacă ne gândim la societatea modernă, care cumva merge către individualism și atunci pierde lucru în echipă. În momentul în care realizezi un obiectiv și lucrezi în echipă, crește exponențial nivelul la care se realizează obiectivul respectiv. Și noi știm lucrul acesta. Evident, în momentul în care lucrezi în echipă, te cunoști cu celălalt, te validezi reciproc, te bazezi, ai încredere în celălalt și sunt relații temeinice cu care copiii aceștia pleacă la drum. Este un lucru foarte bun pentru că, vedeți, în ziua de astăzi, poate telefonul ne devine cel mai bun prieten și avem acest sentiment de că suntem într-un acest alone together, îi spune în engleză, dar ai sentimentul că ești într-un grup, că faci parte din ceva, dar tu de fapt ești singur în fața telefonului și când te trezești, să nu fie prea târziu că te trezești, că ești singur în fața telefonului și că tu nu ai de fapt prieteni și oameni reali cu care să comunici. Deci vă felicit că i-ați adunat pe copii și le-ați dat această șansă să-și dezvolte capacitățile de lucru în echipă. Așa este. Știți cumva că ce-i frumos se termină repede? Ați auzit vorba asta? Da. Așa s-a întâmplat și astăzi. Ne-a fost foarte drag să vorbim cu dumneavoastră, iar acum pe final aș vrea să le transmiteți un sfat celor care ne urmăresc, că or fi ei tineri, că or fi ei părinți, că or fi bunici. Ce le-ați spune ca să putem să apropiem generația viitoare de tradițiile neamului? În primul rând, mi-aș dori ca fiecare român să experimenteze cât mai mult din ceea ce înseamnă viața tradițională, să devină trăitor de tradiții ca să le poată da mai departe. Avem o zestre tradițională fabuloasă. Important este să o trăim și atunci o să-i simțim beneficiile și o să putem să le dăm mai departe. În altă ordine de idei, mi-aș dori foarte mult ca cei care ne privesc astăzi să aibă inițiativă mai departe și să identifice repede o casă tradițională, pentru că ele, să știți, că se sting în, știu eu, vâltoarea timpului, pentru că nu au o rezistență atât de mare și vor dispărea în curând. De aceea îmi doresc în tot sufletul să identifice casele tradiționale și să realizeze echipe de lucru, pot să ne contacteze și să le împărtășim din experiența noastră sau poate, de ce nu, chiar să mergem noi cu echipele în școlile noastre de voluntariat. Important este să protejăm aceste bijuterii tradiționale și să avem grijă de ele. Apoi, dacă avem grijă de case, trebuie să avem grijă și de suflet. Și dacă avem grijă de suflet, trebuie să avem grijă de jocurile tradiționale, să le dăm mai departe, de straiele tradiționale și să le dăm mai departe ca și model, pentru că în felul acesta vom fi mai fericiți și mândri că suntem români. Vă mulțumim pentru aceste povețe sănătoase pe care ni le-ați dat. Dragi prieteni, a fost alături de noi doamna Oana Albu, cea care are grijă mare cu tot sufletul de localitatea Tansa din județul Iași. Încă o dată vă mulțumim și vă mai așteptăm peste câțiva anișori să ne spuneți cum s-a mai dezvoltat proiectul. Abia așteptăm. Mulțumim foarte mult pentru că ne-a ajutat. Știți, prin ochii celor care văd, ceea ce faci capătă sens. Și iată, astăzi este un moment în care simțim că ceea ce am făcut capătă sens. Ne bucurăm foarte mult, asta ne dorim și noi, dar până peste câțiva anișuri, când vom reveni noi la Tansa să vedem ce s-a mai întâmplat aici, vă spun că emisiunea noastră merge mai departe. Și până la șes, lumea întreagă e un loc ales. Usa ce frumoasă și pământ bogat, nu-i nici un gec cu mâini în Banat. De-aia mă pălesc că mi-s bănățan, nu mă dau pe niciun neam. Mulțumesc cu-ți, Doamne, că așa-i lăsat ca să mă nasc în Banat. La
șas la munce, bănățani făloși, oameni domenie, harni și frumoși. Păuări și pun mâna, mâine zrocește și Banatul înflorește. Da, ia mă fălesc, că mi-s bănățan, nu mă dau pe niciun neam. Mulțumesc cu-ți, Doamne, că așa-i lăsat ca să mă nasc în Banat. La munce-n șas, la noi în Banat, să țin obișeiuri cum au fost lăsat. Ruga satului mândre sărbători, să petrește seara până zori. De-aia mă fălesc, că mi-s bănățan, nu mă dau pe niciun neam. Mulțumesc cu-ți, Doamne, că așa-i lăsat ca să mă nasc în Banat. De-aia mă fălesc, că mi-s bănățan, nu mă dau pe niciun neam. Mulțumesc cu-ți, Doamne, că așa-i lăsat ca să mă nasc în Banat. Poate când ne gândim la lumea satului, nu ne gândim neapărat la pictură. Însă noi am cunoscut un pictor naiv care transpune lumea satului pe pânză într-un mod extraordinar de frumos. Vom merge la Bălțați, județul Iași, să-l cunoaștem împreună pe domnul Gheorghe Ciobanu. Haideți cu mine să cunoaștem o lume tare frumoasă. Începe rubrica Reportaj. Prin arta naivă se înțelege fenomenul apariției la sfârșitul secolului al XIX-lea a unor creații aparținând unor individualități care nu au frecventat școli de artă, ci au ajuns să-și constituie, pe cont propriu, atât viziunea cât și mijloacele de exprimare plastică. Acești artiști mai sunt încadrați în diverse categorii, ca pictori populari sau artă instinctuală. Există artiști renumiți care au adoptat acest stil în ciuda aparentei sale simplități, contrastante cu pictura realistă. Adjectivul cheie care definește o pictură naivă este copilăresc. Nu este însă vorba despre sensul rău al cuvântului. Arta naivă transformă obișnuitul în ceva de poveste. Realitatea adulților este simplificată și îmbogățită cu o atmosferă jovială, luminoasă, care descrețește frunțile. Noi am ajuns la Bălțați, în județul Iași, unde vă invităm să-l cunoaștem împreună pe Gheorghe Ciobanu, pictorul naiv care transpune lumea adulților într-o lume de poveste. Mă numesc Ciobanu Gheorghe, sunt din comuna Bălțați, județul Iași, o comună din Moldova, îmi iubesc satul, cu niște oameni foarte muncitori, foarte cinstiți, credincioși. Sunt pictor, sculptor și iconar. Mi se zice naiv și sunt foarte mândru de această titulatură și mă manifest, după cum se vede în jurul meu, prin imagini care oglindește trăirile noastre în acest univers minunat al satului. Dar dumneavoastră, cum ați prins drag de pictură? Că n-ați luat niciodată lecții, nu-i așa? N-am luat niciodată lecții. Dom'le, se întâmplă niște lucruri foarte frumoase. Cam ajuns la un moment dat când m-a întrebat chiar pictor profesionist. Păi, te-ai trezit cu o invitație în Elveția, în Franța și așa. Pe ce bază eram invitat? Atracția și imaginile a compozițiilor mele, tablourilor mele, care oglindeau aici toată cheia. Când ești motivat să pictezi, trăiești foarte cumva motivat de bucuria tradițiilor, obiceiilor, sărbătorilor, peisajul pitorescul satului, șotiile din copilărie și câte și câte pe acolo. Eu, pe la vârsta de 13-14 ani, m-am dus în altă parte să lucrez. Ei, amintirile din sat și trăirile de aici, că m-am dus mai pe la Hunedoara, mai pe la
Sibiu, mai pe nu știu unde, și parcă era un pic altfel decât la mine în sat. Și pe atunci desenam, că țiu minte, eu nu prea am fost bun la carte, că nu am fost în niște condiții mai modeste de, ca să zic așa, de gospodar, cu vrădnicie, cu car, cu boi și cu oi. Am trăit o situație modestă, dar atât de mult mi-a plăcut tradițiile, obiceiurile, trăirile în vatra satului, copilăria, cu toate întâmplările, dusul la scălat, la furat de cireșe, la tăia de cânepă, la anual, la greblat, e fantastic de frumos. Și ăsta a fost maestrul meu, imaginea satului, cu toate frumusețile din gospodărie și de câmpul din jurul satului, care e fantastic de frumos. Trăind în acest lucru și ajungând la anii ăștia care sunt, am ajuns la o concluzie. O spun de la început ca să ne bazăm pe ea. Dom'le, frumusețea, creația lui Dumnezeu e atât de importantă, e atât de binefăcătoare, e atât de bogată și de dătătoare de sănătate, de bucurii, de trăiri speciale, și ea e încununată într-o aură de frumusețe. Eu am zis, ca artist, ca pictor, sculptor, țăran ce sunt, că frumusețea creației lui Dumnezeu ne poate mântui. Asta ar fi motivația numărul unu, ca artist țăran cu credință de mare vibrație. Vibrația asta care se poate vedea și în anumite tablouri, că atât de mult au plăcut tablourile mele, că eu am fost, până la urmă am fost dulgher parchetar, meseria Sfântului Iosif, foarte mândru am fost de treaba asta. Am lucrat pe șantiere, de-aia m-am dus în alte localități și mă cam așa chinuia dorul de sat, de șotiile, de întâmplările, drumul bisericii, drumul spre Căldat, urători, colindători și alte nunți, botezuri, fantastic de frumoase. Trăirile acestea atât de mult m-au influențat, încât desenând ușor, când toate clasele de la 1-a până pentru a 7-a, nu puteam decât să desenez, că n-aveam eu culori să mă pânze și alte vopsele speciale. Dar la desen am fost cam number one în orice clasă. În restul eram de cu totul altă orientare. Și am dus mai bine. Iar acum, mulțumesc lui Dumnezeu că mi s-a încununat cumva, că sunt invitat la marele sărbători orășenești, târgurile cu meșteri populari, cu artiști țărani, pictori, sculptori, cum sunt și eu. Vă aduceți aminte când ați pictat prima dată o pictură pe pânză? Foarte târziu. Mulțumesc de întrebare. Nu prea am avut, când eram dulgher parchetar, mă țineam de la un salariu la altul, abia așa. Mai târziu, așa, după aia am făcut armată și din armată, tot așa, desenam frumușel pe acolo, era un pic mai atent, că aveam și profesională făcută, 7 clase terminată, pe atunci încă eram așa, și un maior s-a uitat la mine și că, bă, băiete, tu ar trebui să fii, eram comandant de tun, domnule, îți dai seama, eram cu titlul ăsta de comandant, mă speriam cumva. Și zic, bă, ar fi bine să te scrii la școala de maestri, să se înființească școala de maestri militari. Mi-am făcut dosarul și eu am tras un pic de treaba asta, domnule, ca să-mi fac dosarul, dați-mi vreo 10 zile ca să mă duc să-mi iau documente. Gata, bă, dăm drumul. Și am fost atât de fericit, concediu militar, cum era atunci, era de vreo 6-7 zile. Plus 10 zile ca să-mi fac dosarul și eram atât de fericit. Și până la urmă am făcut școală de maestru militar, că m-ați întrebat când am făcut prima pânză. Ieșind maestru militar, aveam un ban, aveam o uniformă, eram cadru militar și cu oarecare trecere, să zicem așa, și atunci îmi permiteam să cumpăr pânze, vopsele, pensule, cu care așa. Și o să mergem în atelier, că acolo am primul meu autoportret. Bineînțeles că până la autoportret am făcut peisaje de numai. Dar eu mă bucuram foarte mult că puteam să realizez și prin manifestarea mea în fața pânzii, e fantastic cât de frumos te ajută când pui, că spun și acum la elevii mei, bă, dacă vreți, învăț să picteze. Dacă vreți să frumoasă, puneți cu atenție și roșu și galben și cu pensula și nu știu ce. Dar dacă vreți să iasă frumos, puneți și iubirea acolo.
Și e fantastic cât de frumos. Deci, cam pe la 27 de ani am făcut prima pictură pe pânze cu vopsele speciale de pictură. Dar de-a lungul vieții dumneavoastră, ați avut vreun pictor care să vă inspire? Uauleu, mi-ați dat o deschidere, mi-ați ridicat mâna la așa. Dom'le, a fost câțiva români. Lucian, Andreescu și Grigorescu. Păi uitați-vă la carele mele cu boi. Dom'le, eram fascinat de carul cu boi. Eu când eram mic, de vreo 5-6 ani, eram bunicul care avea car cu boi, ridicam proțeapul ăla cu juc cu tot și nu puteam să-l ridic acolo. Punea bou, băga capul acolo. Eram atât de fascinat că deci trăirile mele sunt legate clipele cele mai trecute când mergeam în carul cu paie tras de boi. E o legănare, e o atât de plăcere și uitați-vă acolo, eu am furat de la Lucian florile, de la Tonița, nu știu ce peisaj, dar de la Grigorescu carul cu boi în peisaj, cum se vede în tabloul care este acolo jos. Dar afară de patul, el avea un mogâldeață care mâna boie. Ei, eu am pus doi îndrăgostiți în compoziție de toată frumusețea și am vândut care cu boi de numai. Nu mai zicea lumii că e carul cu boi al lui Grigorescu, că carele cu boi ale mele aveau o îndrăgostiție aia. Afară de Grigorescu, Lucian Andreescu, care a fost pictor român, Lucian, pictorul florilor, de o frumusețe. O vară întreagă am pictat toată vara la flori și cineva le fotografia, le mai punea pe nu știu unde și cineva din Germania spunea că să mă pregătesc să fac o expoziție la un român plecat în Germania care avea cabinetul lui medical acolo unde să-mi facă expoziții. Bine, domne, când îți promite cineva lucrezi cu, ești motivat ca să lucrezi și să te implici. Am făcut niște flori, ziceam că l-am depășit pe Lucian și pe tot așa, atât de frumos. După aceea că trimite florile în Germania. Eu nu aveam 40 bani, era înainte de armată treaba asta. Și a rămas cu vizi, dar am luat o lecție de făcut flori. Omul de care m-am îndrăgostit când eram mai matur, că eu nu m-am apucat din copilărie la pictură, când eram motivat, când mai aveam și eu niște bani și am avut și o funcțioare, cadru militar, cu maestru militar, cu bani, cu uniformă, cu nu știu ce. Și am găsit undeva un album al lui Van Gogh, acel pictor olandez care a avut o viață extraordinară, taică-su a fost preot. Există o similitudine între viața lui Van Gogh și viața mea. Și el se numea un țăran din Zundert. Îi plăcea foarte mult viața de la țară, a pictat foarte multe peisaje cu lanuri de grâu, cu corb, cu noapte înstelată, peron și multe peisaje de astea. Dar la început a vrut taică-su să-l facă preot, nu i-a mers atât de bine chestia așa și a intrat printre pictori pentru că avea un frate, Teo, nu știu, probabil știți, care l-a întreținut pe bani, dar l-a întreținut și el a pictat cu atâta dăruire, dar a vândut un singur tablou în timpul vieții. Era în timpul impresioniștilor sau post-impresioniști, imediat după impresioniști. Nu a avut succes tablourile lui în timpul vieții, decât un tablou intitulat Țărancă bretonă în vie, și după aia săracul, printr-un necaz, pentru o chestie, s-a împușcat și a murit săracul. A murit la 37 de ani, dar acum este unul din cei mai mari trei pictori ai lumii, ca valoare și ca stare de frumusețe. Că eu am zis că vibrația care am văzut-o în tablourile lui Van Gogh, n-am mai văzut-o nicăieri. Când am văzut lanul de grâu la el sau floarea soarelui sau alte peisaje, m-am întors în sat la secerat de grâu să văd. Și am pictat foarte mult, o să vedem împreună lanurile mele de grâu, care nu sunt ca ale lui Van Gogh, am făcut foarte mult, dar a fost maestrul meu în care am văzut
pentru faptul că a muncit cu atâta dăruire, a ajuns la o vibrație atât de specială, la un mesaj foarte special. Aici nu înțelege oricine, trebuie să fie așa, în care după moarte, vedeți, s-a făcut muzeul Van Gogh în Olanda, tablourile lui se vând la prețuri fantastice și el a murit săracul. Când a murit era dator și fratele său săracul Teo îi plătea toate treburile astea. Pentru treaba asta eu am început. Acum fac și eu cum fac și alții. Încearcă să-l imită alții, dar mie mi se pare că încearcă să reiei niște teme ale lui. Eu am făcut peisajele mele, îl chem la mine în sat să-i arăt cum dădeam eu cu furca, cum îmi jugam boi sau cum clădeam căpițele de paie sau greblam sau prășeam. Și pe de altă parte m-am dus în imaginile tablourilor lui în care mi-arată el cum se făcea biserica din Avers, cum se făcea noaptea înstelată, cum a pictat cafeneaua de noapte și alte peisaje care de mare trecere. La anul când împlinesc 80 de ani, vreau să fac o retrospectivă Ciobanul Gheorghe cu cinstirea memoriei lui Van Gogh, maestrul meu, nu de altceva. Pentru că eu am pictura mea care am, mulțumesc lui Dumnezeu, eu sunt chemat prin târguri și vând destul de bine. Dar vreau să cinstesc memoria acestuia care el nu mai a dăruit, n-a vândut, nu i-a dat nimeni bani. Frate și săracul s-a îndurat să-i mai dea câte așa. Ați spus că Van Gogh avea o legătură cu divinitatea prin tatăl său care a fost preot. Da. Dumneavoastră, cum vă poziționați în ceea ce privește tradiționalul și spiritualul, divinitatea și lumea folclorică, lumea satului? Din studiul meu, atât cât am putut și eu să fac, am înțeles că Dumnezeu ne-a făcut din iubire și pentru iubire. Ne-a făcut cu drag și ne-a făcut să iubim după chipul și asemănarea noi, să iubim cum ne-a iubit și pe El. Poruncă nouă vă dau vouă să vă iubiți unul pe altul așa cum v-am iubit eu pe voi. Păstrarea în conștiință a faptului când ai atitudinea de iubire, orice faci. Ca asta am observat eu când am pictat o compoziție. Uitați, se vede acolo în spate Biserica Sfânta, Noaptea Învierii la Biserica Sfânta Treimie, unde în Noaptea Învierii la noi se înconjură biserica cu lumânările aprinse. E fantastic de frumos. Mie mi se pare că plutem când ne învârtim și ne rugăm în jurul bisericii. La mine în tablou se învârtește și turnul bisericii și în jurul turnului sunt cele trei personaje ale Sfintei Treimi. Dom'le, nu știu, mi se pare că atât tradiția cât și obiceiurile, dom'le, avem o tradiție fantastică, niște trăiri atât de minunate în vatra satului și la mine clocotește, fierbe, emană bucurie tablourile mele de frumusețe, exprimând și transmițând această stare de bucurie prin trăirea obiceiurilor, dar se împletește și cu credința. Și atât timp cât orice muncești și când ai cu sapa și când uzi roșiile să crească și toate treburile din grădină, o faci ca pentru Dumnezeu, Domne, să dezvolte și să atât de frumos Domnul își dă rodul și ne umple de mulțumire și de împlinire. Deci viața noastră e bine să aruncăm, e o concluzie a vieții cumva, atât timp cât am fost egoist, apucător, doritor de a face și nu știu ce, am trăit destul de prost. Când am început să generez bunătate, eu acum când câștig și eu câte un ban pe târguri, nu știu ce, aproape că mă cert cu doamna, ca să dau afară de zecială să ajut săracii. Ei, asta e cea mai mare bucurie. Prima dată e bucuria atunci când începe o pânză. Haideți să vă spun treaba și cu. Dom'le, e pânza albă ca un univers perfect. Am mai spus-o undeva, dar îmi face plăcere să mă manifest. Prima atingere ca să fac cerul, să fac o linie la mijloc de la linia peisajului. În sus vine cerul, de la linia orizontului în jos vine pământul. Iau pensule, pregătesc culorile pentru peisajul care l-am în imaginație și încep să mă reșor. Prima atingere a pensulei cu vopsea pe albul ăla perfect al patrulaterul al pânzii e un univers perfect. E prima greșeală. A doua și din perfectul ăla încep să-l măzgălesc a 150 atingere de să mulțesc greșelile. După care mă lupt cu mine ca să salvez și să se transform într-un peisaj. Când termin tabloul de făcut și bineînțeles că după o lungă luptă și așa, bineînțeles că sunt multe plângi,
ca să ajungi la o anumită chestie. La urmă, când termin tabloul, eu jubilez de bucurie. Așa e viața peste tot. Vreau să ne spuneți de unde dragostea pentru sculptură, când v-ați apucat să sculptați și ce avem aici. Mulțumesc de întrebare, parcă mă bucur când mă gândesc cum m-am apucat de sculptură. Știți când m-am apucat, dom'le, când eram mic, când eram la țară aici și stăteam în grădină și când ploua se făcea glod, cum zicem noi. Ploua peste pământ și era atât de plăcut când călcam pe ea și printre degete era pământul care, glodul care era așa. Și atunci modelam păsărele, pisici și, nu știu, am avut acest dar, să zicem, care mi-a făcut o bucurie să modelez de când eram mic. Sau când făcea mama plăcintă sau colaci și pâine la cuptor, la fel luam aluatul ăla și făceam niște mici păsărele, colăcee, atât de frumos. Dom'le, lumea e frumoasă așa cum a făcut-o Dumnezeu, dar i-a dat și omului har și bucurie ca să continuă creația și prin mâinile oamenilor. De-a lungul timpului am trecut la sculptură în lemn. Am văzut la alții cum ciopleau, cum așa dădea cu dalta și cu barda, dar mie mi se pare că mie mi-a plăcut foarte mult lemnul, e din aceeași materie ca și noi, vegetală, suntem și noi așa. Și de-aia vedeți că am niște obiecte sculptate, personaje sau oameni care cântă la fluier, cară cu boi, că mie mi-a plăcut foarte mult să mă manifest acolo unde am trăit când mergeam la pădure cu tata și cu așa și cu jugul boilor cu mine și influențat tot din realitatea trăită în vatra satului așa cum era. La țară se trăiește greu, în sat nimeni nu trăiește degeaba, trebuie fiecare să muncească ca să câștige pâinea. Și am trecut prin multă muncă în copilărie, de-aia și acum, eu ca sculptură vedeți cât de peste tot am sculpturi făcute, urmă de daltă patinată, e atât de plăcut, dom'le, e frumos când vezi un tablou, că în planul ăla, atât absolut planul înălțime și lungime și înălțime, să vezi în profuzime, dar lemnul simți, dom'le, când faci o fecioară care se roagă, un înger rugându-se sau pe Mântuitorul bătut în cuie cu expresia de suferințe. E îmbucurător să realizezi, să te apuci de o bucată de lemn care are o formă de buturugă, care n-are nimic în el și când începe să prindă forma și să transmite și un sentiment. O stare de bucurie, de suferință sau de împlinire, nu mai zic de cai ăștia care i-am făcut cu atâta bucurie și personajele astea, chiar și lăutarii și îngerii ăștia care zboară. N-am văzut-o prea mult pe la alții artiști făcând fluturi și eu am zis că în jurul lui Iisus Hristos am foarte multe icoane cu Iisus Hristos, cu fluturi în jur împrejur, care sunt niște ființe ca și florile. Forma ne aduce bucurie, împlinire. Și e bine să trăim și am impresia că aceste daruri care ne le-a dat Dumnezeu, har de a face un tablou prin care frumusețea dă aură, îmbogățește, dă strălucire și bucurie în viață, așa și sculptoarea, tot așa, formă și frumusețe. Întrebare rapidă. Câte ediții am fost la Iași? Lasă că nu știi nici tu, nu știu, nu știu. Am fost multe ediții, vă spunem noi. Și mai mergem, nu că doar atât, pentru că, într-adevăr, am poposit câteva zile la Iași și nu ne-am lăsat. Am bătut drumurile în lung și în lat să cunoaștem oameni, să vedem locuri frumoase și ne bucurăm că putem să le împărtășim și cu dumneavoastră. Și sperăm să fiți alături de noi și duminicile viitoare, pentru că acum nu o să mai stăm la Iași. Mai mergem și prin alte părți, dar momentan de aici, din inima și sufletul Moldovei, vă transmitem toată voia noastră bună și toată energia și vitalitatea pe care o avem noi acum.
Așa este. Vă pupăm, vă îmbrățișăm, iar duminica viitoare vă dăm întâlnire tot aici la Magazin Folcloric. Andreea Haisan și Paula Nanie. Țuc, țuc, țuc.